Dumnezeu să fie binecuvântat! Mă bucur că suntem în casa Domnului și se spunea că sunt sărbători. Pentru mine personal sunt trei sărbători. Sigur, sunt la masă cu Domnul, e o sărbătoare poruncită de Domnul. Suntem la o altă sărbătoare care e de altfel în Biblie și aceasta este sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. Dar pentru familia noastră mai este încă o sărbătoare, pentru că soția la floarea ei, am mai adăugat o petală astăzi. Ea 28-a, Dumnezeu să o binecuvânteze. Amin. Mă bucur din toată inima pentru toți care ați venit la Casa Domnului, dar în mod special mă bucur să le revăd pe fratele Comisie Cornel. Dumnezeu să-l binecuvânteze. O mână ridicată a fost plecat în străinătate. Frate Comisie, să vă vadă poporul, puteți să ridicați o mână. Și a revenit în țară și am bucuria că fie că a fost acolo, fie că Domnul l-a dus aici, a rămas pe calea Domnului. Mă bucur din toată inima să văd și pe sora noastră Stoica Lidia, este mama surorii Plopeanu Gabriela, mama soaca fratelui nostru Plopeanu Cristian, Dumnezeu să o binecuvânteze. Amen. Și de asemenea am văzut-o și pe sora Mădălina Dumitru, comar în adunare, au fost la spital o perioadă, Dumnezeu să-i binecuvânteze, că i-a ajutat pe picioare să vină în casa Domnului. Aș vrea să ascultăm cuvântul Domnului pentru această dimineață, și în mod special am să citesc din cartea faptele apostolilor. Vorbe pot fi multe, fapte din nefericire sunt tot mai puține, însă, din fericire, cartea asta nu se termină cu amin. Adică mai e loc de completat. Și așa că voi citi încă de la începutul acestei cărți din primul capitol, dar și din al doilea capitol, în total șapte versete, citesc din primul capitol versetul 8 și din al doilea capitol, de la 1 până la 6, primele șase versete, pagina de început 1055 și de sfârșit 1056 în ediția Dumitru Cornilescu, pentru cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, cum de altfel e și recomandat și vreți să și urmăriți, Primul verset reprezintă în totalitate cuvântul Mântuitorului și următoarele șase versete reprezintă în totalitate cuvântul naratorului, adică cel care nara, evanghelistul sau doctorul Luca, cuvintele Mântuitorului sunt cu roșu notate în ediția mea, versetul 8, integral, spune așa. Ci voi, veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Din capitolul 2, versetul 1. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Amin. Vă dacă v-ați ridicat să vă reașezați. Și încă mai pot spune să vă reașezați. Că eu știu că ceea ce Domnul a vorbit va împlini. Și va veni vremea când locașul acesta va fi neîncăpător. Însă, pentru că numai cu ajutorul Duhului Sfânt Biserica se înmulțea, vrem măcar să vorbim despre Coborârea Duhului Sfânt este un pas de început, pentru că trebuie să parcurgem etapă după etapă, în ce privește această dispensație în care ne aflăm noi și se numește dispensația lucrării Duhului Sfânt. Și mai spun încă ceva, până la urmă, dacă vorbim despre dispensația aceasta a lucrării Duhului Sfânt, vorbim pentru că suntem într o perspectivă încă a oamenilor care mai cred în lucrarea Duhului Sfânt. Și cred că cel mai îndrituiți, să nu spun datori, suntem noi. Pentru că această lucrare ne reprezintă și prin numele pe care îl purtăm. Și mă rog să nu ne meargă numele că trăim. Sigur, sărbătoarea aceasta de la jumătate este sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. De deci ce o numim așa? Pentru că versetul prim citit spunea, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și pentru că intertitul de la capitolul 2, tocmai așa se intitulează coborârea Duhului Sfânt, și avem multe alte pasaje din Biblie care toate converg în aceeași direcție. Vă dau numai un exemplu, fapte 8, versetul 16, că nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Isus. Fapte capitolul 11 cu versetul 15. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Fapte 19 cu 6. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Cu privire la fapte 2 spunea fapte 1 cu privire la fapte 8, spunea versetul 1. Cu privire la fapte 10, spunea fapte 11 cu 15. Și cu privire la fapte 19, ultimul verset 6. Iau te sintagma aceasta repetat. Și de aici vine și sărbătoarea, pe data de 4 și 5, sărbătoare de altfel recunoscută național, legal, ca sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. În termen mai arhaic era sărbătoarea pogorârii dar termenul literar este sărbătoarea coborârii. Acum n-am cum să uit. Dacă eu în Anglia, când am fost și m-am întâlnit cu Monel acolo, am sărbătorit de două ori Paștele, o dată acolo, o dată aici, ei sunt un pic mai înainte ca noi, acum și el sărbătorește de două ori sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, că săptămâna trecută la ei a fost și a vrut să o prindă și aici. Dumnezeu să-L binecuvânteze și bun venim Monel în casa Domnului. Oricât când am fost acolo, le-am spus că doar li l-am împrumutat pe Monel pentru un timp. Vine vremea când Domnul va aduce înapoi. Dumnezeu să-L binecuvânteze pe el și familia lor care s-a mulțit și încă se mai mulțește. Amin! Acum, le referitor la coborârea Duhului Sfânt, pentru că noi vorbim despre coborârea Duhului Sfânt de fel și nu greșim, dar e doar în parte, ca momentul când prima oară se coboară Duhul Sfânt. Momentul când se coboară prima oară în fapte 2, dar momentul în care se coboară prima oară peste fiecare credincios, din Biblie sau din afara Bibliei. Însă ăsta se numește botezul cu Duhul Sfânt. Dar coborârea Duhului Sfânt, pentru că am vrut să cuprim pe toți în această dimineață în predica aceasta, nu are în vedere doar botezul cu Duhul Sfânt, ci și reumplerea cu Duhul Sfânt. Că tot Duhul Sfânt se coboară când omul este reumplut a doua, a treia sau a ena oară. Ca nimeni să nu se scuze, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt. Pentru mine predica nu mai e. Ba e! Pentru că ea, coborârea Duhului Sfânt în această dimineață va avea două laturi în vedere. Pe de-o parte, cei care încă n-au fost botezați cu Duhul Sfânt, dar pe de altă parte, toți cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Pentru primii trebuie să vină prima umplere și pentru ceilalți trebuie să vină reumplerea. A nu știu câta oară ar fi, trebuie să fie, că de-aia cântă frații noștri care mai păstrează harfele cântarea aceasta. O porumbel cu pene sfinte, ce ai zburat din veșnicii, noi te rugăm, rugăm fierbinte, noi te rugăm la noi să vii. Și spune referenul, mai vino odată, mai vin odată, mai vin-o odată porumbel ceresc și sfânt, mai vin odată, mai vin odată, mai vin odată la noi pe pământ. Deci noi conștientizăm că trebuie să mai vină. Și acum, pentru că și sora Cristina a cântat atât de frumos, umple-ne din nou, am în vedere să accentuez atât prima latură cât și a doua latură pe tot parcursul mesajului, pentru că evenimentul este botezul cu Duhul Sfânt. Dar starea la care ne vrea Domnul este o poruncă și scrie clar în Efesen 5 ,18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este în destrăbălare, din potrivă și e poruncă. Fiți plini de Duh. Și pentru a împlini porunca aceasta a lui Dumnezeu, transmisă prin Apostolul Pavel, pentru Efesen și valabilă de altfel și pentru noi, trebuie să fie în permanență o coborâre a Duhului Sfânt în viața noastră. O reumplere de fiecare dată când ne golim, indiferent cât de puțin, a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă dacă s-a pierdut un pic să pui la loc. Și asta se vorbea și aseară la strângerea pe care o aveam împreună cu familia Nicolae. Și îl văd și pe fratele David, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Când am stat acolo, am ascultat un îndemn prin care mi-am dat seama că rolul nostru nu este doar să fi fost botezați cu Duhul Sfânt, Asta e o poruncă și trebuie. Și o spun apăsat. Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Însă, rolul nostru este cu atât mai mult să fim plini de Duhul Sfânt. Dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt, noi călcăm o poruncă a Domnului. Și pentru porunca aceasta, cum spunea Mântuitorul bogatului tânăr, îți mai lisește un lucru. S-ar putea, frații mei, să ne pierdem definitiv ca acest tânăr bogat pentru că ne-am culcat liniștiți pe perna nepăsării, crezând că dacă am fost botezați cu Duhul Sfânt e totul, e doar începutul. Îs învățăturile începătoare, botezul cu Duhul Sfânt e unul dintre botezuri. Și doar, frații mei, cei care sunt din Dumnezeu, înțeleg că trebuie să rămână în plinătatea lui Dumnezeu. Și asta se face prin Duhul Sfânt pe care l-a lăsat pe pământul acesta. În veac! spune Sfânta Scriptură, să rămână cu noi. Câtă vreme e biserica, va rămâne Duhul Sfânt. Pentru ce? Ca să fim plini de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dacă nu reușim treaba asta, am să vă spun că e în pericol viața noastră. Pentru aceasta am dat titlul acestui mesaj inspirat de Eminescu, care scria în Luceafărul de trei ori. Cobor în jos, Luceafăr blând, alunecând pe o rază, cobori în inimă și în gând și viața luminează. Mesajul se va numi așa, cobori în jos Duhul Sfânt. Permiteți-mi, dacă lui Eminescu i-ați permis această licență poetică cu pleonastică exprimare, eu nu mă compar, dar cobori în jos Duhul Sfânt. Aș vrea să vorbim despre coborârea Duhului Sfânt la fiecare dintre noi. Mesajul ăsta vreau să-l luăm personal. Spunea cineva, mă, să nu-i personal ce spun. Eu acum vă rog să luați personal ce vă spun. Și să luați cuvântul acesta negândindu-vă la alții cât de plin de Duhul Sfânt sunt ei. Gândiți-vă la dumneavoastră. Eu sunt plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Și pentru că o să ne facem o analiză de felul acesta, aș vrea să ating doar o singură zonă. Așa se intitula mesajul pentru dimineața aceasta, botezul cu Duhul Sfânt, puternicire pentru misiune. Eu am lărgit și am zis coborirea Duhului Sfânt, care are și parte de botez, dar are și parte de reumplere, ca să nu se scuze nimeni, și apoi am zis în puternicire pentru misiune. Singurul scop pe care l-am în vedere în această dimineață, măcar că coborârea Duhului Sfânt are multe alte scopuri, însă noi le reducem la două, chiar dacă unii nu sunt de acord cu prima. Eu cred că El, Duhul Sfânt, se coboară ca împuternicire și pentru mântuire. Eu răspund de ce spun. Și ca împuternicire pentru mântuire. Are implicații în lucrarea de mântuire și ajută pe credincios să ducă lucrarea de mântuire până la capăt. Închei paranteza și mă rezum doar la coborârea Sfânt ca împuternicire pentru misiune. Pe lângă mântuire, a doua lucrare la care Dumnezeu ne înrolează pe toți este misiunea. Și vei spune, ce misiune mai frate? Păi nu-i termenul ăsta misiune în toată Biblia. Până la urmă misiune să facă misionarii. Eu nu o să merg niciodată în Africa. Misiune? Păi, misiune, hai, slujitorii ăștia pe care îi auzi mereu. De unde vin? Am fost în misiune. Ăștia cu misiunea. Dar, frații mei, vreau să vă asigur de la început pe toți că misiunea este mandatul lui Dumnezeu pentru toți. Trei evanghelii, sinopticele, Matei, Marcu și Luca. Toate trei prezintă Marea Trimitere, valabilă pentru fiecare. Și numai de v-aș aminti ce spune Matei 28, versetele 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în nume Tatălui și al Fiului și al Sfântului duc. Și apoi în versetul 19, după 19 în 20, spune așa, și învățați -i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Aici o certitudine, ca asta înseamnă, așa este. Mandatul așa este și Domnul însoțește mandatul. Însă mandatul e pentru fiecare, asta înseamnă misiunea. Numai că Dumnezeu nu trimite fără să împuternicească. E felul lui Dumnezeu de a lucra întotdeauna. Nu trimite fără să împuternicească. Ce înseamnă în puternici? Este un termen mai mult juridic și este propriu zis acea activitate de a împuternici pe cineva. Bine, bine, de explici cu același termen. E acțiunea prin care cineva este îndreptățit să se ducă să facă o lucrare în numele altuia. De -aia se numește împuternicire când mergeți la notar. Mandat, procură. Dumneavoastră reprezentați o altă persoană, că e minoră sau că e majoră. Și persoana respectivă, în baza unei împuterniciri pe care vi-o dă și cu care mergeți mai departe, este reprezentată de dumneavoastră. Ea nu mai deschide gura, poate să stea acasă cu picioarele pe birou, să mănânce și să doarmă. Dar dumneavoastră vă duceți în numele acelei persoane. Domnul nu face treaba asta. Însă Domnul Dumnezeu lucrează, dar lucrează prin noi, însoțindu-ne cuvântul pe care îl vestim din Scriptură. Și ne și împuternicește. Împuternicirea aceasta este o însărcinare dată de cineva pentru a avea autoritatea necesară când ne ducem să facem lucrarea misiunea. Fiecare dintre noi trebuie să o facem. Și atunci, pentru că fiecare trebuie să o facă, trebuie să aibă fiecare împuternicirea. Și pentru că împuternicirea aceasta este necesară ca să putem avea înaintea oamenilor trecerea necesară, iată un exemplu din Scriptură de un om fără împuternicire. Exod 2 cu versetul 14 și omul acela era evreu. A răspuns, Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva de gând să mă omor și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis, nu mă încape îndoială că faptul este cunoscut. Ce-i lipsea lui Moise? Avea intenție bună Moise? Sigur, pentru că unul ne dreptățea pe altul. Și Moise, frații mei, era un om care știa ce trebuie să facă? Știa, trebuia să facă dreptate și dreptate voia să facă. Dar frații mei, știți ce lipsea lui Moise? Împuternicirea. Cine te-a pus pe tine? Cine ți-a dat ție autoritatea? Cine te-a împuternicit? Ștefan a mai descris un pic mai mult exact același eveniment și în capitolul 7 din faptele apostolului, versetul 27, spune așa Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său, că cel care face nedreptate cu gura mare, întotdeauna, zice, l-a îmbrâncit Noi nu știam dacă nu spunea Ștefan treaba asta la îmbrânci pe Moise că oamenii care fac nedreptă sunt și violenți întotdeauna și verbal. Te vor agresa, vor lupta cu violența. Și spune și a zis, cine te-a pus pe tine săpânitor și judecător peste noi? Iată, frații mei, cât de fin argument pentru a înțelege că trebuie împuternicire. Vine vremea când Dumnezeu îi spune, Moise, du-te și scoate poporul. Și Moise care prima oară a avut elanul, nu mai are acum elanul. Și în momentul în care Dumnezeu îi spune, eu sunt cu tine, ia toiagul acesta în mână, îl trimi pe fratitu, Aron, să fie gura ta, fă semnele pe care ți le poruncesc. Se duce Moise, frații mei, bâlbâit, fără să știe să mai vorbească cum vorbea înainte. Dar în momentul în care deschide gura, Dumnezeu îl ascultă și poporul crede în el și începe Dumnezeu semn după semn să facă despică Dumnezeu Marea în Roșie după ce scoate poporul din Egipt și trece Dumnezeu prin pustie până ajung la muntele unde moare Moise și îl îngroapă Dumnezeu. De ce? Pentru că aveam puternicirea de la Dumnezeu. De-aia frații mei spunea despre niște fii ai lui Șeva, care aveau pe taxul preot, dar frații mei n-aveau împuternicirea Și spune pe Pavel, fapte 19 cu 15, și erau un singur duh rău. Duhul ce rău. Nu era legiune. Un singur duh rău. Le-a răspuns: Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Eh, bătaia e luată în lucrare. Și să știți că o meritau. Pentru oamenii care își permit frații mei să plece nemputerniciți, e vina pe de parte și trag un semnal de alarmă pentru ei care își permit să meargă nemputerniciți. Nu mai zic frații mei. Car ar trebui noi să ne gândim ca slujitori, cum să intre în comitetul bisericii un om care nu e împuternicit de Duhul Sfânt? Cum? Cum să fie ordinat un om care nu este împuternicit cu Duhul Sfânt? Nu zic că și el ar trebui să se întrebe sincer de-a binelea. Păi stai un pic mă, dacă eu dau de un duc necuraca ăsta și de mine în momentul acela să depindă gestionarea situației, ce am să fac? Ai apus să sun la telefon? Nu-i de joacă, frații mei. Și vei spune, lasă că noi nu suntem cu duhurile necurate. Dar, frații mei, Mântuitorul așa a procedat de fiecare dată. Luca 9 cu 1. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Noi trebuie să fim destoinici pentru orice lucrare bună dacă Domnul vrea să ne folosească la o eliberare sau la o vindecare, dacă nu ești împuternicit de Dumnezeu, cum accepti dumitale să fii ordinat? Cum accepti dumitale să pleci în lucrări sau să fii în comitetul bisericii? Întreabă-te în această dimineață. Mântuitorul era vorba doar de o împuternicire temporară și n-a îngăduit așa ceva. Nu plecați până nu vă dau putere. Și le-a dat putere și stăpânire. Iată că face în capitolul următor 10, cu versetul tot 1, Luca era foarte atent la detaliile astea. De-aia Luca reușește să scrie în faptele apostolilor atâtea lucruri despre importanța lucrării Duhului Sfânt. După aceea Domnul a mai rânduit al 70 de ucenici și a trimis doi câte doi, că Domnul nu lucrează cu lupii singuratici. Domnul lucrează în echipă, nu neapărat doi, asta înseamnă câte doi, înseamnă echipa și spune și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și ca dovadă că și pe acei șaptezeci am puternicit, spune în versetul 17. Cei șaptezeci s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Frații mei, pentru orice credincios e foarte important caracterul. Și mai ales pentru slujitor. Uite, prima etapă a slujirii este diaconia. Și spunea în faptele apostolilor 6 cu versetul 3. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine. Și cât contează caracterul? Omul să aibă o mărturie bună în urma lui. De-aia spunea în 1 Timotei 3 cu 10 despre diacon. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diacon. Atât de pretențios e Dumnezeu, la fel de pretențios trebuie să fiu și eu. Când e vorba de ordinare, frații mei. Dar, Domnul nu are în vedere doar caracterul, măcar că de la caracter se pornește. Domnul are în vedere și călăuzirea Duhului Sfânt în viața omului. De a spunea fapte 6 cu 3, vorbiți de bine plini de Duhul Sfânt. nu e vorba doar de botezul cu Duhul Sfânt, că eu când pun mâna și aleg pe cineva într-o slujire, eu sunt responsabil de ce aleg. Și trebuie să-l aleg după criteriile după care Dumnezeu a învățat pe popor să aleagă. Și atunci omul trebuie să fie de caracter, să mai întâi trebuie cercetați, frații mei, și apoi vedem dacă trebuie ordinați. Dar în al doilea rând, cercetarea nu se face doar pe bază de caracter, se face și pe bază de călăuzirea Duhului Sfânt în viața lui. Și astea sunt carismele e Duhul Sfânt în peste el, nu mai boteza cu Duhul Sfânt. Clocotește în el Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa trebuie de la începutul lucrării, de la diaconie să fie. Plin de Duhul Sfânt. Nu numai roada Duhului, ci și puterea Duhului peste el, în plinătate să fie. Și acum vorbim despre împuternicire pentru misiune. Versetul 8 spunea, și asta e baza noastră biblică, ce voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori. Acum aș vrea să vă spun că martorul, că e tot un termen juridic, trebuie să mărturisească ceea ce a văzut. Ei într-un mod direct au văzut tot ce s-a întâmplat de la râul Iordan până la înălțarea Domnului Iisus. de era criteriu pentru cel care înlocuia pe Iuda să fie ales de la început să fi fost cu ei până în momentul înălțării. Era unul dintre criterii. Acum aș vrea să fructific ceva foarte important. Veți vedea că sunt patru zone, martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Misiunea noastră are în vedere aceste patru zone. În primul rând, pentru că e un rezumat la ceea ce spunea Luca 24 cu 47, tot Luca spunea, dar a spus un pic mai succint acolo. Uite, aici e rezumat. Și să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Asta e rezumat. N-a spus tot parcursul. Dar aici tot Luca dezvoltă în fapte 1 cu 8 toate cele patru zone, începând de la Ierusalim. Dar merge în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Patru locuri pe care le-am în vedere, dar vreau să fac o remarcă inițială până mergem la cele patru locuri că noi trebuie să fim împuterniciți pentru misiune, pentru asta coboară Duhul Sfânt prin botez, dar și prin reumplere, ca să putem să fim împuterniciți pentru misiune. Misiunea noastră are mai multe zone. Dar fac o paranteză înainte. Noi trebuie să fim conștienți că Domnul are în vedere pe toți dea cuvântului cuvântul lui Dumnezeu mergea până la marginile pământului și de încă din Geneza 12 cu 3 îi vorbea Dumnezeu lui Avram, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blesema pe cei ce te vor blesema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Toate! Dumnezeu avea în vedere să ajungă la toate neamurile, dar pentru asta trebuie să fie niște oameni care să meargă misiune. Dacă a să meargă misiune, trebuie să fie împuterniciți. Și ca să fie împuterniciți, trebuie să coboare Duhul Sfânt. Și nu doar o dată, ci de fiecare dată. Și acum, iată că promisiunea asta se repetă în Isaia. Vă dau numai trei pasaje care mă pun tare pe gânduri, pentru că Domnul încă de atunci profețea ce are în vedere să facă pentru toate neamurile. Isaia 45 cu 22. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile Pământului. Căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Iată, Domnul vorbea încă din profeția lui Isaia până la marginea pământului, că vrea să dea mântuirea. Isaia, tot capitolul 45, dar versetul următor, 23. Pe mine însu mă jur. Adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genuc se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Promisese Dumnezeu că va reuși orice genunchi și orice limbă să le atingă. Încât genunchiul să se plece și limba să jure pe Domnul. Se va întâmpla lucrul acesta. Isaia 49 cu versetul 6 este al doilea capitol la care vreau să fac referire. Versetul acesta mă ajută extraordinar. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu. Cine? Dumnezeu Tatălui, zice Dumnezeu lui Fiu. Ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginea pământului. Domnul avea în vedere prin Domnul Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, să aducă nu numai seminților lui Iacov unitatea, Aveam vedere Domnul să ducă mântuirea până la marginea pământului. Și mai spune și în Isaia 52,10, Domnul își descoperă brațul său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Cine vorbea? Domnul. Prin cine? Prin Isaia. Nostru însemna evrei. Și profeția Isaia că Domnul are în vedere să ducă până la marginile pământului ca să o vadă toți mântuirea. Vă dați seama ce descoperire dădea Dumnezeu despre Fiul pe care l-a îndreptățit să facă lucrarea aceasta. Și am să vă dau un verset din Biblie care pe mine m-a cercetat de fiecare dată când l-am citit roman, 11 cu 11. Întreb, dar s-au potignit ei, adică evreii, ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Domnul a îngăduit ca ei, evreii, să nu creadă. Le-a dat o lucrare de rătăcire, să audă și să nu înțeleagă, să aibă ochi și să nu vadă, să aibă inimă și să se împietrească inima acestui popor. Ca atunci când a venit la Isai și să nu-l primească Isai, era o formă de pedeapsă pentru toți prorocii pe care a trimis înainte. Să-l primească cei ce cred în el. Toți dintre neamuri. Și pentru că ei au alunecat și Dumnezeu a îngăduit, a făcut posibilă mântuirea neamurilor cu un scop să facă și pe Israel gelos. Ca Domnul cu întoarcerea lor? Păi dacă această alunecare a lor a fost și a fost, ce va fi întoarcerea lor? întreabă Apostolul Pavel. Vă dați seama ce plan măreț a gândit Dumnezeu? Planul de misiune. Pentru planul acesta, Dumnezeu împuternicește oameni. Și Petru a predicat prima oară în Ierusalim. Și Petru, frații mei, a fost în parte conștient de lucrarea pe care o făcea Dumnezeu. Că în fapte 10 se dezmeticește total și spune, văd în adevăr că Dumnezeu nu este părtinitor, ci un orice neam, cine este evlavios, este primit de Dumnezeu. Iată că Domnul prevestea mântuirea pentru toate neamurile. Dar ca să fie mântuirea pentru toate neamurile, a trebuit să trimită în misiune la toate neamurile și să-i împuternicească prin coborârea Duhului Sfânt. De-aia, frații mei, când a coborât Duhul Sfânt, îi auzeau vorbind în limbile lor în care s-au născut. Pentru că Domnul avea în vedere toate neamurile încă din fapte 2. Ei nu s-au prins de treaba asta. Dar Domnul făcea ca să se audă vorbirea lor în limbile celorlalți. Vreo 17 popoare erau prezente acolo și Domnul dovedea din fapte doi că avea în vedere toate popoarele pe toți care erau prezenți, a făcut să înțeleagă ce se vorbea în alte limbi. Și am să vă mai spun încă ceva. Tocmai ce se întâmplă la turnul Babel, dintr-o singură limbă, se răsfrânge în alte limbi și nu se mai înțeleg, se întoarce pe dos la Cinzecime. Dintr-o singură limbă evreiască, vorbesc în atâtea limbi și tocmai toți înțeleg. Iese ca o întoarcere a paginii. Exact invers se întâmplă. Am zis despre ei. Literal, exact așa s-a întâmplat la ei. În Ierusalim, fapte 2. În toată Iudeia, fapte 8, versetul 1, este în prima parte. Și apoi în Samaria, în a doua parte, sau împrăștia prin părțile iudeii, toată Samaria și ale Samariei, și până la marginile pământului. Și de aici încolo citim de la versetul 10, de la capitolul 10, în continuare, pasaj după pasaj. Imediat după ce Apostolul Pavel a fost chemat de Dumnezeu, îi cel voi trimite. Apostolul Pavel era chemat și trimis de Dumnezeu ca Apostol al Neamurilor. Și la toate Neamurile a avut Dumnezeu în vedere, prin Apostolul Pavel în mod special, dar și în mod general prin ceilalți Apostoli, că i-au ajuns chiar în toate Neamurile unde Dumnezeu i-a trimis. Însă. Veți spune, asta era pentru ei. Dar pentru noi, ce înseamnă aceste patru zone? Și acum, luând cuvântul acesta pentru noi, aș vrea să vă spun în primul rând că pentru noi Ierusalimul ar putea să reprezinte casa noastră. Casa noastră. Ierusalimul era centru, casa, propriu-zis, a închinării evreiești de spune spunea în 1 Petru 3 cu 4 să-și chivernisească bine casa și să țină copiii în supunere cu toată cuvința. Păi dacă, 1 Timotei 3 cu 4, dacă tu vrei să ajungi să misionezi până la margine pământului, nu poți să o iei înainte până n-ai trecut pe la Ierusalim, până n-ai trecut prin casa dumneata. Să stai de vorbă cu copiii dumneata, să le citești din Biblie, să te rogi cu ei, să-i să postească, să-i aduci la adunare și să-i chivernisești și să-i ții cu toată supunerea, cum spune Sfânta Scriptură, în toată cuvința. Nu faci ce vrei. Suntem la casa lui Dumnezeu. Când este timp de sala la casa lui Dumnezeu, stăm în casa lui Dumnezeu. Copilul trebuie să vină la repetiție, trebuie să cânte în casa Domnului. De la Ierusalim se începe totul, frații mei. Că degeaba încercăm să mântuim pe alții și să ne pierdem pe ai noștri. Că Domnul nu ne cere socoteală mai întâi de margine pământului, ci de Ierusalim. Va cere socoteală de soția mea, va cere socoteală de copiii mei. Cum a spus în ziua aceea Isaia, iată-mă Doamne, eu și copiii pe care mi-ai dat. Așa va trebui să spunem, cum a venit prorocul Samuel și l-a întrebat pe Isai, aceștia sunt toți copiii pe care i-ai? Așa va trebui să-i poți spune lui Dumnezeu, aceștia sunt Doamne, i-am primit de la tine, dar am și crescut pentru tine. Ierusalimul e casa mea și casa mea, frații mei, trebuie să fie primul loc unde eu trebuie să misionez. Dacă nu reușim să misionăm în casele noastre, să știți că vom demisiona din toate celelalte zone. Doi, în toată Iudeia. Iudeia făcea parte din Israel și o interpretare posibilă a iudeii este, frații mei, neamul nostru credincios neamul nostru credincios. Adică avem în familia noastră lărgită neamurile. Și neamurile acestea, o parte din ele sunt credincioase. Noi trebuie să mergem cu misiunea, să fim martori și între neamurile noastre necredincioase. Să mergem să întărim în credincioase, să mergem să întărim în credința lor. Facem vizite la familia noastră, frații mei, lărgită, adică la neamul credincios. Cum eu să nu mă duc la cei care sunt neamurile mele credincioase. Păi la alții pot să dau ajutoare și la ai mei din neam să nu dau? La alții pot să mă duc să vizitez pe la spital, pe la penitenciar și când e vorba de neamul meu care e credincios să nu le fac o vizită? Bunicii, dacă i în viață și sunt credincioși, verișorii, să merg și să cercetez cum făcea Apostol Pavel pentru neamul meu. Mă, să fiu gata, să fiu despărțit aproape de Hristos, dar să fie ai lui Dumnezeu. Avea așa apostolul Pavel oameni credincioși. Zice că nepotul lui a dat de veste că pe drum urma să fie mazilit apostolul Pavel. Și atunci a venit nepotul care a aflat, deci avea o soră apostolul Pavel, că era băiatul surorii și era credincioasă și nepotul tot credincios. Apostolul Pavel când a spus pentru neamurile mele, se referea în mod special frații mei și la unele și la altele. Și aș mai spune, mergând la etapa următoare, că și neamurile necredincioase trebuie luate în vedere. De a spune Samaria. Deci în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria. Știți că samaritenii nu mai erau credincioși. Pentru că acolo au fost aduse alte popoare, dar erau totuși neamuri cu ei. Că erau înrudiți. Se căsătorise evrei cu alte popoare și s-au format samaritenii. Și tocmai acești samariteni Aveau și ei nevoie de misiunea lor. Astea sunt neamurile noastre, dar necredincioase. Ne doare inima să mergem și pentru ei în misiune? Noi putem, frații mei, să alergăm, să misionăm, dar în primul rând trebuie să avem în vedere casa noastră, apoi neamurile care sunt credincioase, dar și neamurile care sunt necredincioase. Frumusețea lui Dumnezeu este că Petru și cu Ioan ajung în Samaria. Petru ca Petru, dar Ioan. Mai înainte a spus cu Iacov să porunci să se coboare foc din cer să mistuie pe samariteni și Domnul spune, nu știți de ce Duh sunteți în suflet. Și trece timpul și pe Ioan îl trimite Domnul la Samariteni să-și pună mâna peste ei să coboare alt foc. Focul Duhului Sfânt și peste ei. Și pentru ei trebuie să ajungem să ne schimbăm inima. Că la început poate am gândit împotriva lor, lasă-i mă că păcătoși, nu mai îmbeți, nu mai încurvi în, în fapte de rușine. Ăștia nu știu și nici nu vor să vină la Domnul. Dar frații mei, noi trebuie să mergem și în Samaria. Dar Biblia spune apoi până la marginile pământului. Trebuie să avem în vedere apoi pe cei necredincioși cu care nu suntem neamuri. Marginile pământului. Și marginile pământului pot fi oriunde vreți dumneavoastră. Necredincioșii de lângă noi, mai aproape sau mai de departe. Pentru că aș vrea să mergem la partea practică a mesajului. Cum coboară Duhul Sfânt? Cum spunem noi, cobori în jos Duhul Sfinte. Cum? El nu coboară oricum. Trei condiții am să vi le pun înainte, și aceste trei condiții reprezintă lecțiile pe care le învățăm, foarte practice, ca să putem să beneficiem și noi, fie de prima umplere, fie de reumplere. Pentru că cu toții trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Iată, prima lecție pe care am să o pun înaintea dumneavoastră se numește așa. E nevoie de o supunere față de Cuvântul Domnului de spunea în Luca 24 cu 49, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Supunere față de cuvântul Domnului. Știți unde erau oamenii aceștia când Domnul le vorbea? În Ierusalim. Cuvântul lui Dumnezeu e foarte atent, frații mei, să urmărească ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu. Că noi putem să încercăm să ascultăm de Domnul în multe lucruri. Dar Domnul are în vedere să ascultăm de El în lucruri în care nu ascultăm. Că unde ascultăm, noi ne scuzăm. Eu ascult, frate, pasă să o fac și pe cealaltă o fac, mă străduie și cu ailalta. Dar, frații mei, n-ar fi bine în această dimineață să ne cercetăm în care din lucrurile unde Dumnezeu mi-a vorbit în decursul timpului eu nu ascult. Acolo trebuie să fie preocuparea mea. Ea avea o singură poruncă a Domnului de care trebuiau să asculte rămâneți în cetate. Și pentru că au rămas în cetate, frații mei, școala e foarte bună. E foarte bună școala. Și vreau să vă spun apăsat, e foarte bine să mergem la școală, să studiem și cât de mult se poate. Dar niciodată școala nu ține loc de scriptură. Dacă le-a spus rămâneți în cetate, toată teologia pe care au făcut-o cu Domnul Iisus, nu cu Gamaliel, Frații mei, n-avea nicio valoare dacă n-ascultau de cuvântul Domnului. Nu se supuneau cuvântului Domnului. De aia spune în Ioan 14 cu 15. Zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și următorul verset 16. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Unde frații mei ascultă Dumnezeu? În momentul în care și-o ascult de El. Dacă eu mă supun la cuvântul Domnului, Păi nu spunea Petru în fapte 5, versetul 32. Noi suntem martori, tot martori, că au văzut unele lucruri înainte, dar au văzut și altele după. Ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Domnul nu trece niciodată, frații mei, peste ascultare. de a ne vorbea Domnul în această dimineață că neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea pentru cei care ne ascultă de Domnul și își permit, frații mei, să plece din cetate, fără să fie plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că nu așa va coborâ Duhul Sfânt. Nu așa va coborâ Duhul Sfânt. Rămâi și Dumnezeu va lucra. Știi, la botezul în apă e simplu, că frații nu știu, pot afla după sau înainte doar dacă le descoperă Domnul, cât a tu de Domnul. Dar la botezul cu Duhul Sfânt, frații mei, Mulți nu primesc pentru că una din probleme e că nu ascultă de Domnul într una din porunci Care e lucrul acela care îți lipsește dumneata? În împlinirea poruncilor Domnului Un lucru dacă îți lipsește Întreabă-te sincer Dacă nu cumva pentru lucrul ăla te ține Domnul nebotezat cu Duhul Sfânt Dacă nu pentru lucrul ăla Domnul nu revarsă din nou botezul cu Duhul Sfânt Fapte 4 cu 9 să ce spune așa Drept răspuns Petru și Ioan le-a zis le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Să nu vă mirați că în versetul 31 din nou s-au umplut de Duhul Sfânt. Să nu vă mirați că ei au înțeles că trebuie să asculte de Dumnezeu. Frații mei, cine ascultă de Dumnezeu va primi iar, iar și iar umplerea cu Duhul Sfânt. Eu văd cât de greu vine reumplerea. Mă uit în viața mea, nu vorbesc de altcineva. Și pentru faptul că vine tot mai greu, mă întreb tot mai des. De ce? Și Domnul răspunde în această dimineață, apropie-te mai mult să te supui față de cuvântul meu. Și ai să vezi cât de ușor va veni umplerea în viața ta. Credeți că Domnul nu are de unde da? Credeți că Domnul e zgârcit? Credeți că Domnul nu poate, frații mei? Dar vreau să vă spun că Dumnezeul nostru are de unde da, îi bogat și darnic și Dumnezeul nostru și vrea să dea. Dar îl împiedică neascultarea mea, de multe ori, ca Dumnezeu să mă reumple cu Duhul Său cel Sfânt. 2. Pe lângă această supunere față de cuvântul Domnului, există și o altă condiție, stăruința în rugăciune. Fapte 1 cu 14, e versetul din capitolul anterior. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. de frații mei, este de exclamat lucrul acesta, de Dumnezeu îi binecuvântează cu Duhul Sfânt, că stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Ei au înțeles că el coborârea Duhului Sfânt, ia coborârea Duhului Sfânt, el Duhul Sfânt nu se coboară, decât dacă există o stăruință. Asta înseamnă o insistență, frații mei. Proverbe 15 cu 8 spunea, jerfa lui. rău, până la urmă, că despre asta s-a vorbit la timpul de rugăciune, chiar rugăciunea lui este o scârbă înaintea Domnului dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Deci, domnul, frații mei, întotdeauna când ne vom ruga, se uită, unul, la puritate și, doi, la perseverență. de -aia vorbim de stăruință. Știți ce am încurcat noi? Că mulți v-ați relaxat deja. Am încurcat stăruința după coborârea Duhului Sfânt, pentru că am limitat-o doar la perioada dinainte de botezul cu Duhul Sfânt. Și mărire Domnului am stăruit cândva, am primit, laudă Domnului emblema asta aici. Frații mei, de ce spune în fapte 2 cu 42? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Poate că se va vorbi pe seară despre asta prin fratele Silviu. De ce, frații mei, că au înțeles că și după întâlnirea cu Domnul, ei trebuie să continue stăruința. De ce credeți că le spunea Apostolul Pavel în Roman 12, în versetul 12? bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în caz stăruiți în rugăciune. De ce te credeți că spunea în Efesen, capitolul 6, versetul 18, faceți în toată vremea prin Duhul, adică după ce ați fost botezați cu Duhul Sfânt, că e cu Dumnezeu, tot felul de rugăciuni și cereri rețineți partea a doua, vegeați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți ființii. Pentru cei mai mulți dintre noi stăruința e doar marți la rugăciune. Și de-aia unii nu primesc botezul cu Duhul Sfânt și de-aia alții rămân neumpluți cu Duhul Sfânt iar și iar. Pentru că au limitat doar la seara de marți. Unii au limitat doar înainte de a fi botezați și alții doar atunci a mai îndrăznește să mai ceară de la Dumnezeu reumplerea. Ar trebui să fie, frații mei, Biblia nu e atentă la modalitatea în care se primește botezul cu Duhul Sfânt. Că noi întrebăm fraților cu slavă, cu aleluia, cu sânge. Frații mei, Biblia nu are în vedere atât de mult metodele. Astea sunt ale noastre pe care le-am deprins și ne ajutăm. Sau poate că ne încurcăm, dacă nu suntem atenți să le folosim cum trebuie. Dar Domnul are în vedere maniera de zi cu zi de a încerca să stăruim înaintea Domnului. Măcar de a încerca. De a spunea în Coloseni, capitolul 4 cu 2, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Asta ar trebui să fie viața noastră. Știți ce se întâmplă la noi, frații mei, am un verișor care este încă o imire pentru mine. Un verișor care a dorit să fie botezat cu Duhul Sfânt, dar frații nu l-au lăsat să intre la sărbuință pentru că nu era încă botezat în apă. Dar nu putea să facă botezul în apă pentru că nu avea încă 18 ani. Cum era rânduia la biserici, este. Și respectând rânduia la biserici, el a spus, aștept vârsta pentru botezul în apă, dar nu contenea să ceară de la Domnul botezul cu Duhul Sfânt. Și într-o zi în care era în misiune cu frații, mergea dacă vreți, să-i însoțească cu bagajele. La timpul de rugăciune, când se rugau pentru casa unde au intrat, Domnul botează pe verișorul meu cu Duhul Sfânt. De ce, frații mei? Pentru că el era într-o permanentă stăruință cu Dumnezeu. El în fiecare zi cerea de la Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt. N-a mai ajuns la stăruință în adunare să treacă după botezul în apă să vină la botezul cu Duhul Sfânt. Dar Domnul care a văzut dorința i-a dat-o de pe drum, frații mei. Așa se întâmplă cu oamenii care în permanență îl așteaptă pe Domnul. Noaptea se roagă în pat. Doamne, de eu nu s plin de Duhul Sfânt. Cum trăiesc așa, Doamne? Când tu ai spus fii plin de Duh și o mă mulțumesc, Doamne Dumnezeule, cu puținul din viața mea. Mă rog puțin, citesc puțin, postez puțin, vin, Doamne Dumnezeule, și dăruiesc puțin. Și tu vrei să trăim o viață de plinătate cu tine. Să avem viață din belșug. Și o trăiesc ca un cerșător când Tatăl meu e prințul. Și trebuie să mă întreb, de ce nu spinde Duhul Sfânt? Pentru că nu-i dorința aceasta în permanență. La masă când mă rog, Doamne, eu nu vreau să fiu gol, că stomacul umplu, dar sufletul, Doamne, Tu îl umpli. Trimite pe semine Duhul Sfânt. Nu vreau să rămâne botezat cu Duhul Sfânt. Și nu vreau după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt să rămân doar cu botezul cu Duhul Sfânt. Vreau să fiu plin de toată plinătatea Dumnezeirii în viața mea. Dacă este felul acesta de a stărui în fiecare zi, Noaptea nu te pui în până nu te roșii, cer de la Dumnezeu. Dimineața, înainte să pleci la muncă, în pauza de masă, când mănânci la serviciu sau la școală, se i spui Domnului, Doamne, să o să e bun, dar mai bun e Duhul Sfânt. Lucrează și lucrează și lucrează, de umple vasul inimii mele, că așa nu mai vreau să trăiesc. Spunea un mare misionar, Doamne Dumnezeule, decât să trăiesc așa mai bine în viața. Nu vreau să mai trăiesc în neputința asta spirituală. Oamenii rămân nevindecați, cei demonizați rămân în continuare legați când tu ai dat un mandat așa de mare și o putere pomenită. Unde e puterea aia pe care vreau și o să o văd în viața mea? Așa ar trebui să tângească orice credincios, nu mai zic slujitor. Să fie plin, frații mei, de Duhul Sfânt. Păi de-aia trecea umbra lui Petru și oamenii erau vindecați. De-aia veneau și doar se atingeau, pentru că se simțea că din ei ieșeau puterea. Frații mei, cum se simte puterea într-un om, așa se simte goliciunea într-un om. Mă rog Domnul să ne ajute să fim plini de Duhul Sfânt. Dar pentru asta trebuie stăruință. Solidaritatea e un sinonim parțial pe care îl folosesc din versetul 1. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Iată că ei erau uniți. Și n-a spune doar în exterior, că sună bine, dar în interior erau uniți. De-aia spune în FSM 4 cu fiți atenți la argumentația aceasta. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Versetul 2. Rețineți care e chipul vrednic. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Versetul 3. O să citesc apoi și versetul 4 și 5 și 6. Și căutați, rețineți aici, să păstrați, spuneți dumneavoastră, unirea Duhului. Prin legătura păcii. Ca noi să fim umpluți de Duhul Sfânt, frații mei, trebuie să fim unitate. Duhul lucrează printr-o unire a Lui. Ca noi să fim reumpluți, trebuie să fim în unitate, frații mei. Și legătura asta a păcii să fie între noi. Că dacă scrâșnim din dinți unii împotriva altora, cum așteptăm să coboare Duhul Sfânt între noi? Iată ce spunea versetul 4. Ca să dovedească unitatea, începe să vorbească numai despre singularitate. Este un singur trup, un singur duc, după cum și voi ați la o singură nădejde a chemării voastre. Cinci, apoi șase. Este un singur domn, o singură credință, un singur bote. Șase. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Frații mei, de ce am început să ne duielăm între noi? Păi Dumnezeul care lucrează prin toți, lucrează și prin ăla pe care tu îl duielezi. Lucrează prin toți și care este în toți. Pe păi Dumnezeul din mine se ceartă cu Dumnezeul din tine? Asta trebuie să fie unitatea între noi la care ne vrea Dumnezeu. Ca să poată lucra, frații mei, coborârea Duhului Sfânt în viața noastră. De a spunea versetul 16, din el, tot trupul bine închegat, rețineți exprimarea, bine închegat, așa trebuie să fie adunarea. Și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheiatură, își primește creșterea potrivită cu lucrarea părți, în măsura ei și se zidește în... Asta-i solidaritatea. Erau împreună, dar nu numai în exterior. Că putem fi în adunare, dar să nu ne putem suporta deși, deși stăm unul lângă altul. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 1. Semnul botezului cu Duhul Sfânt e vorbirea într-o altă limbă. Rețineți, frații mei, ce vreau să vă transmit în această zi am să vă dau un verset care lămurește o mare problemă. Zice că îi auzim vorbind în limba lor. vă spune cei care cred că botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie însoțit de un semn și tot susținem că este vorbirea într-o altă limbă, în exterior ca semn. Dar spun ei, da, dacă îi auzeau vorbind în limbile lor, de ce nu sunt și astăzi, frații mei, la fel limbile? Uitați ce spunea 1 cu 13,1 Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Mă opresc aici. Limbi omenești și îngerești. În 1 Corinten 14, în capitol mai încolo, versetul următor, 2. Iată ce spunea de data aceasta. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Păi să-ți frații mei, cum adică aceștia îi auzeau vorbind în limbile lor? Și ei zice, nimeni nu-l înțelege. Răspunsul este acesta. Sunt limbi omenești și limbi îngerești. Limbile omenești se înțeleg, frații mei, de-aia au putut să înțeleagă cei de acolo. Dar pentru că sunt și limbi îngerești, oamenii nu pot înțelege. Niciun om, nimeni dintre oameni nu poate să înțeleagă. Și atunci în momentul acela se întâmplă ceea ce spune partea aceasta. Zice, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și spune cu Duhul taine. Acum ascultați-vă, frații mei, dacă ajungem la apogeul acesta să vorbim, 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 1 chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Să-ți dea Domnul și pe alea omenești și pe alea îngerești. Și totuși nu este solidaritatea între noi. Și n-aș avea dragoste. Se poate să vorbești în alte limbi, mult și bine, și omene și îngerești, și totuși să n-ai dragoste. Dacă Biblia o spune, eu o cred. Pentru că în felul acesta atrage un semnal de alarmă pentru toți. Să nu uitați că solidaritatea trebuie înainte de botezul cu Duhul Sfânt, dar trebuie păstrată și după botezul cu Duhul Sfânt. Ca Domnul să ne umple și să ne reumple cu Duhul Sfânt. Coborârea Duhului Sfânt. Cobori în jos, Duhul sfânt. În ce condiții? Păi în primul rând trebuie să fie o supunere față de cuvântul Domnului. În al doilea rând spuneam că trebuie să fie o stăruință în rugăciune. Ca un fel de viață. Și în al treilea rând trebuie să fie o solidaritate cu frații noștri sunt frații noștri. Sunt frații noștri. Cu toate greșelile pe care le avem, frații mei, noi suntem frați. Lui ei nu i-a fost rușine să ne numească frați. Și am să vă mai spun ceva în ziua aceasta. Vă amintiți că Ioan, care a fost apostolul iubirii, care a cunoscut pieptul Domnului și stătea pe el și se odihnea, a format la rândul lui ucenici și spunea acestor ucenici despre dragostea lui Dumnezeu. Asta a predicat toată viața. Copilașilor, să vă iubiți unii pe alții. Că cine iubește, este din Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Pentru că cea mai mare dintre toate este dragostea, spunea Apostol Pavel. Și pentru că spunea el, dragostea nu va pieri niciodată. A format unul dintre ucenicii lui numit Policarp. În momentul în care Policarp a fost chemat de mai marele cetății să fie judecat și a spus, bătrâne Policarp, ai 87 de ani, zice, tu ești misiune de multă vreme, îmi pare rău de pieritei albi, pentru că predice Evanghelia va trebui să plătești cu viața. Îți dau o șansă, e grațierea pentru tine. leapă de l pe Iisus Hristos, lasă-te de misiunea la care El te-a împuternicit și te-a trimis. Și știi ce a spus Policarp în ziua aceea? Dice, părinte, mai bine tai limba, dar eu niciodată n-am să pot să rostesc că mă lepă de Iisus Hristos. Pentru că, frații mei, în momentul în care te împuternicește coborârea Duhului Sfânt pentru misiune, îți dă putere să și moartea, Îți dă putere să mergi dincolo de orice persecuție care vine. Pentru că Dumnezeu din cer a lăsat în viețile noastre această putere nemaipomenită, care e mai tare decât tot ce este în lumea aceasta. de -aia mă rog în această zi, șase este rugăciunea pe care o am în inima mea, mă rog cu toții frații mei să fim plini de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ne găsească plini de Duhul Sfânt, trebuie să trăim în parametrii aceștia Lui Dumnezeu. Și mă rog Dumnezeu să ajute Biserica Cetatea Sfântă să fie o biserică care să fie caracterizată de supunere față de Cuvântul Domnului. Nu trecem peste ceea ce este scris. Să fie o biserică care să stăruiască în rugăciune întotdeauna, nu numai la casa Domnului, ci și la casa omului. Să fie o biserică care să fie în solidaritate cu frații, să simțim unii cu alții, pentru că dragostea frații mei este împlinirea legii. Dumnezeu să toarne dragoste în viața noastră. Și dacă avem dragostea lui Dumnezeu, să căutăm să vorbim în alte limbi, pentru că ne zidim sufletește. Domnul ne face ca un zid tari și nu avem frică nici de moarte. Și să căutăm pe mai departe să cerem darurile Duhului Sfânt și Dumnezeu să autorizeze cu slujbe biserica sa și într-o zi să o ia acasă. Amin.